Seara. Aștept întrebări despre joc. L-ați văzut cu toții. Un 2-2 care a mulțumit formația gazdă. Pentru noi mai puțin, că am avut 2-0. Din păcate n-am știut să gestionăm și am făcut la final 2-2. Dacă aveți întrebări. Echipa pare că încasează mai multe goluri ca de obicei, dar cu siguranță joacă mai bine pe faza ofensivă. Este acesta oarecum prețul? 100%. 100%. Atunci când joci mai ofensiv, e normal să ai și carențe defensive. Încercăm să le reglăm de la meci la meci. Nu ne iese de fiecare dată. Astăzi se pare că am avut acele un minut jumate, două poate, de rătăcire care ne-au costat. Pentru că una peste alta nu cred că au fost alte ocazii din partea astrei. Dar au fost suficiente cele două minute care ne-au dat peste cap. Prima oară ne propunem să câștigăm fiecare joc. Deci vrem să o luăm etapă cu etapă, nu avem un obiectiv de final. Încercăm la final să fim cât mai sus sau respectiv, în orice caz, mai sus de locul care duce barajul, te duce la baraj. Să continuați cu acest stil ofensiv pentru sezonul următor, oare cum să-l antrenați? Asta e felul meu. Asta e felul meu, pe unde am fost, cam asta am încercat să cultiv, stil ofensiv, sigur. Îmi doresc să lucrăm sau să securizăm mult mai bine partea defensivă. Astăzi nu prea ne-a ieșit. Au mai fost și alte jocuri. Mi-aduc aminte de prima etapă de la Sibiu, când la fel am avut de două ori avantaj pe tabelă n-am reușit să luăm cele trei puncte. E destul de frustrant, pentru că atunci când marchez două goluri în deplasare și nu e decât un punct, normal că există o nemulțumire. Ținând cont de faptul că astăzi am jucat pe terenul unei echipe care acces în play-off, nu pot să spun că sunt nemulțumit. Despre meci, foarte pe scurt, important e că ne-am atins obiectivul, intrarea în play-off în momentul de față. Un meci extrem de dificil, de altfel cum ne așteptam. Sepsi e o echipă extrem de activă, dar mă bucur că băieții au reușit să gestioneze bine repriza a doua, să aibă încredere și să obținem punctul necesar pentru calificare. Nu, jocul nu are nicio legătură cu depunctarea. Depunctarea a fost puțin mental, a fost o problemă, să zic așa, puțin un prag, pentru că s-a plecat cu punctele care s-au plecat, ne-am întors fără ele. A fost o perioadă de așteptare în decizia de la TAS. Așa, o echipă a fost puțin bulversată, dar la Sibiu am făcut un joc bun. La Dinamo recunosc, prima etapă a fost un joc slab din punctul meu de vedere, apoi cu Chindia a fost o repriză bună, o repriză mai slabă. Am gestionat bine anumite momente, la fel ca și astăzi. Niște greșeli, presiunea care a fost extrem de mare și repriza a doua m-a arătat mult mai bine, mult mai incisiv, mult mai agresiv. Nu mai aveam nimic de pierdut în repriza a doua, așa că băieții au jucat mai liniștiți, mai concentrați, mai activi, mai agresivi. Ce vă fac mai simplu? Eu zic că trebuie să plecăm de la o calificare, încercarea calificării în primele trei locuri, iar apoi vom vedea dacă vom ajunge în primele trei, unde ce putem mai mult sau dacă putem.